către Republica Moldova. Guvernul dă asigurări că în octombrie nu vor fi probleme cu aprovizionarea și nu exclude că în următorii ani România va deveni furnizorul de bază. Primele drone din dotarea armatei Republicii Moldova vor veni din Germania. Ministrul Apărării de la Berlin a anunțat la Chișinău că dronele sunt pentru modernizarea forțelor armate. E sărbătoare și voie bună în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, unde astăzi și mâine este sărbătorită Ziua Națională a Vinului. Sunt prezente numai puțin de 86 de vinerii. De astăzi, Gazprom a redus cu 30% livrările de gaz către Republica Moldova. Motivul? O problemă tehnică, susține furnizorul rus. Chișinăul spune însă că motivația ar fi alta. Moldova Gaz a trimis deja o scrisoare prin care cere Gazpromului să-și onoreze contractul și să livreze cantitatea necesară. Vicepremierul Andrei Spânu dă asigurări că, cel puțin pentru luna octombrie, nu vor fi probleme, deoarece aprovizionarea există diferite rezerve în stoc. Gazprom a limitat livrările de gaz, iar furnizorul de la Chișinău a primit confirmarea pentru livrările a doar 70% din volumul necesar pentru luna octombrie. 80 de milioane de metri cubi vor primi consumatorii de pe malul drept al Nistrului și 170 de milioane de metri cubi cei din regiunea transnistreană. Prețul de achiziție în octombrie este de aproximativ 1028 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaz, cu peste 40% mai puțin decât în luna septembrie. În acest sens, se repetă situația din luna octombrie anul trecut, când livrările au fost limitate cu 30%. Diferența anul acesta comparativ cu anul trecut este că în acest an avem un contract semnat și care trebuie respectat. În caz că Gazprom totuși nu va oferi cele 30% de gaze conform contractului, am menționat că Energocom deja are stocate și angajate 53,5 milioane de metri cubi de gaz, care ar putea fi folosite. Odată cu scăderea prețului de achiziție, ar apărea și oportunitatea pentru reducerea tarifelor. Și livrările de energie electrică au fost confirmate. În luna octombrie, Republica Moldova va cumpăra 33% din necesarul de energie electrică de la două companii ucrainene și restul de la centrala de la Cuciurgan. Potrivit vicepremierului Andrei Spânu, cu societatea ucraineană Energoatom s-a încheiat un contract la prețul de 77 de dolari megavatul oră. De la celălalt operator ucrainean, Republica Moldova va cumpăra doar 3% din necesar la un preț de 132 de dolari megavatul oră. 67% din energia electrică ce va fi folosită în octombrie provine de la centrala din Cuciurgan la 62,5 dolari megawatt oră. Și dacă cu centrala de la Cuciurgan a fost semnat contractul pentru o lună, atunci cu cele două companii ucrainene doar pentru 14 zile. Prețul mediu ponderat a energiei electrice pentru luna august este de aproximativ 68,9 dolari. S-a semnat un contract pe două săptămâni din cauza războiului. Ori vedem că în ultimele săptămâni Federația Rusă a atacat mai multe stații de producere a energiei electrice. Ieri, Moldelectrica a semnat un contract de livrare de urgență a energiei electrice cu Transelectrica, compania din România. Deci, la etapa actuală, deja sunt semnate contracte de avarie sau de urgență referitor la livrările de energie electrică și cu Ucraina și cu România. De astăzi, 1 octombrie, sunt aplicate și noile tarife de gaz pentru consumatori de aproape 30 de lei pentru metru cub de gaz. Tot de astăzi se modifică formula de calcul a prețului de achiziție a gazului, fiind inversată ponderea valorii petrolului și gazelor naturale. Formula este prevăzută în contractul prelungit în 2021 pe următorii 5 ani de Moldova Gaz și Gazprom. Între timp, Gazprom amenință că ne poate închide robinetul în orice moment, motivând că Republica Moldova nu respectă prevederile contractului. Într-un comunicat de presă difuzat acum 2 ore, furnizorul rus reamintește că Moldova Gaz achită cu întârziere avansul și că executivul de la Chișinău nu are un plan de restructurare a datoriilor istorice. Cât privește reducerea livrărilor de gaze către Republica Moldova cu 30%, Gazprom dă vina pe problemele de tranzit din Ucraina.
Iar în următorii ani, România ar putea fi principalul furnizor de gaze pentru Republica Moldova, o spune ministrul infrastructurii Andrei Spânu, cel care a precizat că există posibilitatea ca Republica Moldova să semneze cu Bucureștiul un contract pe termen lung. Înțelegem că și colegilor din România au anumite provocări cu livrările de gaze pentru această iarnă, însă noi suntem optimiști, ținând cont că s-au început anumite proiecte de exploatare suplimentare a rezervelor de gaz din România și respectiv cred că este foarte realist ca în următorii ani să avem un contract pe termen lung cu România. România, la fel ca restul țărilor europene dependente de gazul rusesc, își consolidează puternic capacitățile energetice. Astăzi a fost pus în funcțiune interconectorul Grecia-Bulgaria, care va contribui în mod semnificativ la diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale. Prezent la evenimentul de la Sofia, premierul român Nicolae Ciucă a vorbit și despre necesitatea ajutorului oferit Republicii Moldova. We also need to finish our homework in Europe. As regards interconnectivity, so to ensure that we have all the means to diversify and to act in solidarity between European members and with our neighbors in the Republic of Moldova, Ukraine or the Western Balkans. Ieri, Expert Forum a lansat o scrisoare deschisă prin care cere de urgență conducerii de la București să semneze un contract pe termen lung cu Republica Moldova în vederea livrării de gaze naturale la un preț rezonabil. Potrivit experților, dacă Gazprom va întrerupe livrările, autoritățile de la Chișinău vor trebui să cumpere gaz la preț de piață, ceea ce înseamnă un tarif de 3 ori mai mare decât în România. Rușii au ajuns într-o capcană în regiunea Donețk. Trupele ucrainene au înconjurat armata lui Putin în zona orașului Liman. Cu mai multe informații despre evoluția războiului venim imediat în telejurnal. Dosarul penal în care Vladimir Plahotniuc este învinuit de implicare în frauda bancară poate merge mai departe. Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea avocaților acestuia cu privire la neconstituționalitatea unor prevederi din legea condamnării în lipsă. Anunțul a fost făcut astăzi chiar de ministrul Justiției Sergiu Litvinenko. Dosarul în care Vladimir Plahotniuc este învinuit în frauda bancară poate merge mai departe. Aceasta înseamnă că judecătorul de instrucție poate autoriza finalizarea urmăririi penale în cazul lui Plahotniuc. Respectiv, acesta va putea fi trimis în judecată. Deoarece nu mai există nicio piedică de ordin legislativ sau de altă natură, aștept de la procuratură să facă demersuri similare în cazul tuturor fugarilor suspectați că au comis infracțiuni, astfel încât fiecare din ei să fie deferit justiției și pedepsit pe măsura faptei comise. La începutul lunii septembrie, Procuratura Anticorupție a demarat procedura de finalizare a urmăririi penale în lipsa învinuitului în dosarul furtul miliardului. La începutul lunii iulie, la solicitarea procurorilor anticorupție, magistrații au eliberat un mandat de arestare pe numele lui Vlad Plahotniuc, vizat și în dosarul Metalferos. El este dat în căutare internațională după ce procurorii au înaintat învinuiri pentru 3 capete de acuzare, crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Fostul lider democrat a plecat din Republica Moldova în iunie 2019, după ce partidul pe care îl conducea PDM a cedat guvernarea coaliției formate din Blocul Acum și PSRM. Ultimele informații ar arăta că Plahotniuc se ascunde în Turcia. Primele drone din dotarea Armatei Naționale vor veni din Germania. Fiind într-o vizită oficială la Chișinău, ministrul apărării de la Berlin a anunțat că țara va cumpăra drone pentru modernizarea forțelor armate ale Republicii Moldova. Ministrul apărării de la Chișinău a avut astăzi o întrevedere și cu omologul său de la București. Vasile Dâncu a declarat că partea română este gata să instruiască armata moldovenească în procesul ei de modernizare. Ministrul german al apărării a anunțat că parteneriatul cu Republica Moldova în domeniul militar va fi intensificat.
sehr gute Zusammenarbeit bei der Ausbildung. Das werden wir intensivieren, aber eben auch bei der militärischen Ausrüstung. Und ich werde kein Geheimnis verraten, wenn es da auch um die Fragen beispielsweise von Beschaffung von Drohnen geht. Aber bitte haben Sie Verständnis, weil da noch die Beratungen der Experten laufen, dass ich weitere Details jetzt noch nicht besprechen möchte. Das ist auch militärstrategisch nicht sinnvoll, aber Sie können sich... Detaliile dotării militare vor fi discutate săptămâna viitoare. Noi ne dorim ca să consolidăm aceste relații de colaborare prin noi proiecte de interes comun, direcționate spre transformarea Armatei Naționale într-o instituție modernă, bine echipată și dotată, capabilă să-și îndeplinească misiunile de apărare a suverenității și independenței teritoriale. În contextul în care, în prezent, țara noastră se confruntă cu o serie de provocări. Și ministrul apărării din România, Vasile Dâncu, a făcut astăzi o vizită la Chișinău. Sperăm, în utilizarea unui capital uman instruit în România, pentru a moderniza structurile Armatei Naționale din Republica Moldova, în conformitate cu obiectivele pe care dumneavoastră vi le-ați propus. Am evidențiat în această întâlnire, dragi invitați, importanța instruirii în comun, în avantajul creșterii interoperabilității între trupele noastre. Vizitele ministrilor apărării au fost efectuate la o zi după ce președintele Putin a decis anexarea la Rusia 4 regiuni ucrainene, iar Ucraina a depus cerere de aderare la NATO în regim de urgență. Armata ucraineană își continuă ofensiva în est, unde a obținut rezultate substanțiale, a anunțat președintele Zelenski. Liderul de la Kiev a prezentat și cererea formală de aderare rapidă la NATO, în timp ce Moscova sărbătorea anexarea forțată a 4 regiuni ucrainene. Între timp, a crescut la 30 bilanțul celor morți în atacul de la Zaporojie asupra unui convoi militar, un gest despre care oficialii de la Kiev spun că arată neputința armatei ruse. Tot de acolo apar noi informații îngrijorătoare. Potrivit unui oficial ucrainean, directorul centralei nucleare a fost răpit de ruși. Anunțul răpirii directorului centralei nucleare a fost făcut de șeful Energoatom, compania ucraineană de stat. Acesta a precizat că directorul a fost oprit ieri după amiază de o patrulă în timp ce mergea spre casă. A fost scos din mașina personală, legat la ochi și dus într-o locație necunoscută. Directorul general de la Zaporojie este principalul responsabil pentru securitatea nucleară și radiologică a centralei, iar reținerea acestuia reprezintă un pericol pentru funcționarea cele mai mari centrale nucleare din Europa, a mai spus șeful Energoatom. Armata Ucrainei a continuat contraofensiva în Donetsk, unde a reușit să captureze mai multe sate și să încercuiască trupele ruse comasate în localitatea Liman. Oficialii ucraineni au transmis Moscovei să-i contacteze dacă vor să le lase soldații să plece acasă. Președintele Zelenski a condus o ședință a Consiliului Național de Apărare și a anunțat noi succese. Ми маємо звільнити всю нашу землю. І це буде найкращий доказ того, що міжнародне право і людські цінності не зламати жодній державі терористу. І навіть такій знахабнілій, як Росії. Ми маємо суттєві результати на сході нашої країни. Про це вже достатньо публічної інформації. Всі чули, що відбувається в Лимані, Донецької області. În paralel, într-un gest de răspuns la anexarea teritoriilor de către Rusia, liderul de la Kiev a prezentat cererea formală de aderare accelerată a țării sale la NATO. Ми de facto союзники. Це вже досягнуто. De facto ми вже пройшли свій шлях в НАТО. De facto ми вже довели взаємосумісність зі стандартами альянсу. Вони реальні для України, реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо один одному, ми допомагаємо один одному, і ми захищаємо один одного. Це і є альянс. Де факто. Șeful NATO și cancelariile occidentale au răspuns pozitiv la această dorință, dar insistă că trebuie respectată procedura și nu se declară favorabile unei aderări accelerate. Tot ca un răspuns la anexarea forțată a 15% din teritoriul Ucrainei, la Kiev, Parlamentul urmează să aprobe un nou pachet substanțial de sancțiuni care să rupă și mai mult legăturile cu Rusia. Всіх санкціях великий пакет російських олігархів, російських промислових компаній, російських чиновників, депутатів Госдуми. Дуже великий проект. Ми над ним доволі довгий час працювали. Там тисячі прізвищ,
тисячі компаній, які ввійшли в цей санкційний пакет. Și la ONU s-a încercat adoptarea unei rezoluții de condamnare a anexării, dar, așa cum era previzibil, inițiativa a fost respinsă de Rusia, care și-a folosit dreptul de veto. Între timp, la Zaporojie a crescut bilanțul atacului asupra unui convoi umanitar. 30 de oameni au murit și 100 au fost răniți, după ce ieri dimineață mai multe rachete au lovit un grup de mașini cu civili care urmau să ducă ajutoare în partea controlată de ruși. Doar 1% din populația Republicii Moldova ajunge să trăiască mai mult de 85 de ani. Basarabenii au o viață mult mai scurtă în comparație cu locuitorii altor țări. Care sunt cauzele, vă spunem peste câteva momente în telejurnal. E sărbătoare și voie bună în Piața Mare Adunări Naționale din Chișinău, unde astăzi și mâine este sărbătorită Ziua Națională a Vinului. După 2 ani de pauză din cauza pandemiei, 10 de viticultori au din nou ocazia să-și prezinte produsele, mai ales că la eveniment sunt așteptați mii de turiști. Cea de-a 21-a ediție se desfășoară sub sloganul "Vinul meu aduce pace, ura în dragoste preface". Sărbătoarea vinului. A fost aglomerat încă de dimineață, iar aromele de must și frigărui au pus stăpânire pe centrul Chișinăului. În acest an, la Ziua Națională a Vinului, e un număr record de participanți. 86 de vinării, dintre care 35 sunt mici producători. Suntem o vinărie mică, mic producător. Ne-am lansat pe piață în anul 2020. Este prima noastră prezență la Ziua Națională a Vinului. Avem Pinot Grigio, Sauvignon Blanc, și respectiv avem Pinot Grigio ținut în baric, adică într-un butoi de stejar 3 luni. Avem 7 hectare plantație proprie, dar noi colaborăm și cu fermierii din zonă, din zona Săseni, Bravicea, Bahu. A fost inclus în top 100 cele mai bune vinuri din lume. Am fost desemnați drept cea mai premiată vinărie din lume în anul 2021. Podgoriile noastre se întind pe 500 de hectare. Este o zi bună, frumoasă. Tragi linia și te uiți și spui că da, viața e frumoasă. Mergem înainte. E prima oară când venim aici, la dumneavoastră. Sperăm să ne simțim bine. De unde veniți? Suntem din România, din Iași. Am venit un grup organizat. Nu consumați vin? Nu consumăm. Ați venit doar pentru sărbătoare? Da. Vizitatorii pot participa la degustări sau ateliere de meșteșugărit. E o demonstrație a capacităților Republicii Moldova de a produce niște producții calitative. Такого масштаба, такого уровня, ну лично я вижу впервые. Очень вкусно. I'm from England, from London or near London, and I'm a tourist in Moldova, and yeah, I'm really happy to be here on the day when you have the National Wine Festival. De la Praga. De la Praga am venit să gustăm puțin vin moldovenesc. Îmi place rozeul. Toate ne plac. Ziua Națională a Vinului promovează dezvoltarea sectorului vitivinicol și cultura consumului responsabil. Au participat la numeroase concursuri internaționale, de unde au adus peste 2000 de medalii. Republica Moldova este recunoscută ca cea mai medaliată țară din Europa de Est. Vinul, ospitalitatea, căldura, empatia sunt în ADN-ul moldovenilor. Mult succes în continuare și tradiționala urare, sănătate și noroc. The United States will continue to support this industry in the future, and a special thank you to USAID. Bucurat foarte mult dacă ați construit dumneavoastră un vinoduct spre România și apoi spre Europa, pentru că ar fi păcat. Ar fi păcat ca vinurile dumneavoastră să nu aibă aprecierea pe care o meritați. Producătorii de vinuri spun că recolta de struguri din acest an va fi una bună în pofida secetei. De la începutul anului 2022, exporturile de vin au scăzut cu 25%, adică cu 75 de milioane de dolari mai puțin în economia Republicii Moldova. De vin ar fi războiul ruso-ucrainean. Acum cel mai mult se exportă în România, Polonia și Cehia. Sărbătoarea Națională a Vinului continuă și la această oră. Care este atmosfera în Piața Mare Adunări Naționale, ne spune colega mea Mihaela Ursu. Mihaela, te ascultăm. Piața Mare Adunări Naționale, muzică bună, în scenă evoluează Pașa Parfenii. Oamenii sunt bine dispuși, cu paharele în mâini, semn că le place.
place vinul produs în Republica Moldova. Unii mai și dansează. La, de jur împrejur puteți găsi standurile a 10 de producători de vin din Republica Moldova, unele mai mari vinării, altele mai mici. Fiecare în parte însă a ținut să se evidențieze nu doar prin vinuri de calitate, dar și prin atmosfera pe care au dorit să o creeze fiecare la standul său. Aici se vorbește mult și despre consumul responsabil al vinului, lucru de care ar trebui să țină cont vizitatorii. După cum puteți vedea, nu prea sunt spații libere. Oamenii se înghesuie și la tarabele cu mâncare. La un vin bun merge ceva tradițional, cum ar fi plăcintele și friptura. Organizatorii au ținut să nu lipsească bucatele tradiționale. Doar că în zi de sărbătoare și prețurile sunt pe măsură, așa că dacă decideți să veniți aici la Ziua Națională a Vinului, să aveți bani în buzunare. Lume bună s-a adunat aici în centrul capitalei pentru a gusta din licoarea lui Bacchus. La sărbătoare au venit și foarte mulți turiști străini. Sunt și zone unde puteți face fotografii, așa că sărbătoarea este asigurată. Dar urmează un concert de zile mari. În scenă sunt așteptați formația Zdob și Zdub și frații Advakov. Iar cei care nu au reușit astăzi să vină aici în Piața Marii Adunării Naționale la Ziua Națională a Vinului, o pot face mâine pentru că sărbătoarea continuă. Atât de aici, la revedere! Mihaela, îți mulțumim, continuăm telejurnalul. Doar 1% dintre cetățenii Republicii Moldova ajung să trăiască mai mult de 85 de ani. Bărbații trăiesc în medie 65 de ani, iar femeile 73 de ani. Basarabenii au o viață mult mai scurtă și îmbătrânesc prea repede în comparație cu locuitorii țărilor din vest. Astăzi, când marcăm Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, TVR Moldova a pregătit un reportaj despre cum se descurcă persoanele în etate din Republica Moldova. În ultima perioadă, cantinele sociale din Chișinău sunt luate cu asalt de către vârstnici. Îngândurați și răbdători, așteaptă rândul să primească un prânz cald oferit de centrele de binefacere. Pentru mulți dintre ei, este unica masă în zi. Supcic și orez frumos, uite și rinchii, da? Trebuie ceva cu da, ceva bun. Da. Merg la piață și îmi tăt cărările și răjunde, găsesc cel mai ieftin, cel mai rău e eu. Mai cruz și de haine nu-mi trebuie. E greu. Greu, mai ales copiii, zduș, nus. E greu. Dacă mi-ar ajunge, n-aș fi aici. Și cum împărțiți dumneavoastră pensia? În primul rând, să plătesc comunalele. Urmă, celelalte câte leacă, mai puțin. În tot orașul s-a agravat în ce sens? În sens că avem un număr mare de beneficiari care doresc să se alimenteze la cantină, din păcate pe care nu putem să-i ajutăm să-i deservim, fiindcă numărul de beneficiari care ne frecventează cantina este de 180 de persoane. Deci atât și mai mult nu putem. Aceasta este situația multor vârstnici care locuiesc în orașe. Nici viața celor de la sate nu arată cu mult mai diferit. Unii muncesc mult pentru a avea ce pune pe masă. Foarte ușor, în ghilimele. Toate scump. Toate scump. Pe când am fost la magazin, la piață, de una, n-a lășat, 1600 am dat. Și a rămas fără bani. Eu am 1879 de lei. Poftim, trăiești. Muncim, creștem de toate cele ce avem nevoie pe lângă casă. Începând de la o găină și un iepuri și altceva. Speranța de viață în Republica Moldova este în descreștere. Din 2017 până în 2021, speranța de viață s-a scurtat cu aproape 2 ani și este de cam 69 de ani. Potrivit sociologilor, viața mai scurtă este specifică țărilor post-sovietice și se datorează nivelului de trai scăzut. Mai simplu spus, din cauza sărăciei, posibilitățile de a avea grijă de propria sănătate sunt reduse considerabil în comparație cu alte țări. Populația în vârstă, de vârstă de prepensionare, pensionare, se confruntă cu destul de multe impedimente în a-și avea posibilitatea de a merge la un control sistematic, de a merge la a-și procura o foaie la un sanatoriu, de a avea grijă de acea alimentație pe care o are. Sunt acele probleme care țin de serviciile acestea de protecție socială și asistență. Cu toate acestea, în rândul vârstnicilor,
sunt și dintre cei care au reușit să-și păstreze spiritul tânăr și să găsească suficiente motive să se bucure de viață. Multiplu campion mondial la judo și la sambo, Mihail Maleară a început să participe la competițiile internaționale după ce s-a pensionat. În curând va împlini 79 de ani și planifică să mai cucerească câteva medalii de aur până își va încheia cariera. Eu duc cu viață sportivă și fiecare dimineață mă scol dimineața la ora jumătate la 6, mă duc în parc, eu câinele cu mine și lucrez 2 ore, mă antrenez, fiecare dimineață plouă, ninge, cald, eu mă duc și lucrez fiecare dimineață. Și asta e viața mea sportivă și cu asta eu trăiesc. Omul care se mișcă, cel trăiește. Dacă nu te miști, înseamnă că gata, tu ești bătrân și ești mușneac. Dar eu, la 79 de ani aproape, eu nu mă simt că eu sunt mușneac. Eu simt că eu am 40 de ani. Te depinde viața de mult de soție. Dacă ai soție bună, înseamnă că trăiești mult. Dacă nu, nu trăiești. Potrivit Biroului Național de Statistică, populația vârstnică reprezintă 20% din totalul de locuitori. Circa 480.000 de persoane au între 60 și 74 de ani. Peste 280.000 de persoane au între 75 și 84 de ani. Puțin peste 21.000 de persoane au peste 85 de ani. Zilele filmului românesc au revenit la Bălți. În deschidere a fost difuzată pelicula Senatorul Melcilor în regia lui Mircea Daneliuc, un film care a făcut parte și din competiția festivalului de la Cannes. Actorul Dorel Vișan interpretează rolul unui senator aflat în vizită la sat și în timp ce profită de ospitalitatea localnicilor, le ignoră problemele. Nu știi ce aș mânca eu? Niște mirci. Mergi. El vorbește despre abuzurile, nebuniile, extremele din politică și oamenilor politici, care nici măcar, pardon, nici nu sunt oameni politici, ci sunt veniți cu pluta și ajunși acolo din alte motive și alte calcule. Asta este valabil, cred că, peste tot. Cinefilii din Bălți au fost interesați de filmul românesc și mai ales de mesajul transmis. M-a impresionat foarte mult din motivul că de mult nu am privit filme anume românești, după care m-am cufundat puțin în istorie. Va fi destul de interesant, cred eu, posibil ceva, un film nou. Anul acesta promite să fie și mai fructuos în acest sens, pentru că avem filme bune și foarte bune. Mizăm nu neapărat pe un public numeros, cantitativ, mizăm pe un public cu adevărat implicat, interesat, care va avea niște revelații și de la această ediție. Astăzi e proiecția filmului Străjerii Deltei, un film de aventuri realizat de Liviu Mărghidan și a peliculei Marocco, al doilea lungmetraj regizat de Emanuel Pârvu. Organizatorii promit și multe surprize. Mai avem și filme pentru copii, mâine avem și filme pentru tineret. Este Crai Nou, este un film făcut de o fată care a fost premiat la San Sebastian, deci iarăși pentru tânăra generație. Asta va fi la programul de închidere duminică. Deci sunt filme care sunt foarte bune de văzut, mai ales că accesul este gratuit și vă invităm să veniți să vedeți. Zilele filmului românesc vor ajunge și la Sorocani, Sporeni, Călăraș și Cahul. Proiectul este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, Ministerului Culturii, Centrului Național al Cinematografiei din Republica Moldova, Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău și Uniunii Cineaștilor din România. Iar pe final să vedem și datele meteo pentru ziua de mâine. Bine v-am găsit! În Republica Moldova, vremea va deveni răcoroasă și ploioasă. La noapte așteptăm minime cuprinse între 13 și 16 grade. Iar mâine, temperaturile maxime vor ajunge până la cel mult 22 de grade la Cahul. Ne vom bucura totodată de prezența soarelui, însă în mai multe raioane, în anumite intervale, vor fi și condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. La Chișinău, la noapte, cerul va fi parțial acoperit de nori, dar temperatura
minimă se va menține la 15 grade. Mâine, în schimb, se anunță o zi senină, dar temperatura maximă va coborî semnificativ, până spre 21 de grade. În România, după mai multe zile însorite și călduroase, vremea devine schimbătoare și pe alocuri instabilă. Un front de aer rece va determina o scădere rapidă a temperaturilor, în unele zone vor fi ploi intense, iar vântul va răbufni, în special în zona montană înaltă. Pentru ziua de mâine sunt anunțate temperaturi cuprinse între 14 și 27 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Florina Constantinescu și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Doamnelor și domnilor, aici punem punct telejurnalului. Nu plecați departe pentru că imediat începe reportajul telejurnalului. Eu sunt Svetlana Gore și vă doresc o seară frumoasă în continuare. La revedere!